Rata șomajului a scăzut în ultimele luni, s-a ajuns la 8,8, însă în perioada următoare va crește din nou. Pentru lunile mai și iunie sunt anunțate disponibilizări la 3 societăți. Vor pleca acasă circa 300 de persoane. Disponibilizarea încă 298 de persoane în perioada următoare și mai exact la SC Distri Gaz Sud 11 persoane în perioada mai-iunie, SC Fivex Petrol cu 37 de locuri, 37 de persoane cu 30 aprilie și societatea comercială Squad Force SRL, 250 de persoane. În prezent, în Gorj sunt 13.600 de șomeri, potrivit notificărilor ajunse la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Până la sfârșitul lunii aprilie, numărul acestora va trece de 14.000.